În capitolul 14 din Apocalipsa, apare un grup de oameni care cântau o cântare nouă pe care nimeni nu putea să o învețe. Este clar că este vorba despre o nouă experiență. În ce ar consta noutatea și de unde crezi că ar provine valoarea lor? Nicăieri în scriptură nu găsim o altă referire în altă parte la un asemenea grup de oameni în decursul istoriei. Este pentru prima oară în Apocalipsa, când inspirația vorbește despre apariția acestui grup de oameni. Și ce formulă mai potrivit ar fi putut găsi decât, pentru că Apocalipsa este o carte metaforică și trebuia să, să mențină linia. Cum să vorbească altfel decât ei cântau o cântare nouă pe care nimeni nu putea să o învețe. Noi când am studiat pasajul ăsta, am crezut că nimeni înseamnă așa dintre oameni. Eu am curat să fac afirmația că se referă la întreg universul. Îngeri sau ființe necăzute. Nimeni nu putea cânta această cântare. De ce? Pentru că acest grup de oameni a apărut într-un punct crucial al marii controverse. Înainte de ei nu a existat o asemenea generație de oameni. După ei nu va mai exista o altă generație de oameni în aceeași postură. Și am să explic uh, de imediat de ce. Pe planeta Pământ, după spargerea legăturii dintre om și Dumnezeu din Eden, nu a mai existat niciodată, cu excepția omului, Isus Hristos, o familie de oameni care să trăiască așa cum i-a gândit Dumnezeu și i-a creat în Eden. Ce-a creat el acolo s-a stricat iremediabil, din punctul de vedere al omenirii. Și iată dovada că după mii de ani de încercări de a vindeca rasa umană, de a, de a nobila omul, de a-l de a educa, de a-l crește, de a, de a obține omul nou, cum spuneau comuniștii, nimeni n-a reușit nimic. Și constatăm acum în cea mai explozivă perioadă de cunoaștere, înțelegere, tehnologica, realităților, aparatelor cu care lucrăm, oamenii în ultimile 200-300 de ani a făcut un salt formidabil din punctul ăsta de vedere. Ce se întâmplă cu conștiința umană și cu caracterul uman se degradează. Nu e nicio avansare, nu e nicio creștere, nu e nicio îmbunătățire. Și uite acum, suntem în pragul unei încăierări globale. Din nou, am crezut că am lăsat în urmă două răzbaie mondiale, a, ah, în perioada când erau sălbatici, când erau neinformați, când erau needucați, când nu erau duși la biserică. Nu, nu. Acum, într-o societate modernă, educată, elevată, cu toată experiența veacurilor în spate, suntem gata să ne încăierăm mortal și definitiv. Adică scoatem armele nucleare. În punctul ăsta e omenirea. E bun, Exact în acest moment grav de, de cotitură, de, de uh, crucial din punctul de vedere al Marii Controverse, Dumnezeu produce omenirea aceea pe care a gândit-o Elune de Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Mireasa lui Hristos. Nunta. De ce De ce mireasa lui Hristos? A, a, asta este des repetat, dar foarte puțin înțeles. Pentru că Hristos a trecut prin experiența asta, a fost primul om de pe planeta Pământ care a trecut prin experiența asta. Și de asta facem referire la El. De aceea Sorroită numește de plin calificat să fie primul dintr-o familie nouă de oameni. Oameni uniți cu Divinitatea prin partajarea de Natura Divină. Deci este o experiență pe care n-a avut-o nimeni în decursul veșniciei. Și nu o va avea. Și nu, și nu va avea după. Pentru că s-a încheiat cu păcatul. Aceștia sunt oameni scoși din mocir la nelegiuirii și aduși în țara neprihănirii, extrași din pomul cunoștinței binelui și răului și plantați în pomul vieții, eliberați de sub cupola lui Cabod și aduși în patria lui Emanuel, Dumnezeu cu noi, că asta înseamnă Emanuel, Dumnezeu cu noi, noi uniți cu Dumnezeu. Și acum, interesant, de unde, să discutăm de unde provine valoarea lor. De ce sunt atât de importanți? Păi, dacă noi am declarat importanți, nu ar avea nicio valoare. Noi ne-am format această concepție despre extraordinara lor valoare în fața lui Dumnezeu din cuvintele pe care Dumnezeu le folosește referitor la ei. Și prima expresie este terebința ai neprihănirii. Da? Ce era terebintul? Era un pom valoros, da? care era foarte desfolosit în lumea lor. Ce e mai valoros în grădina lui Dumnezeu, ca să spunem așa. Ai neprihănirii. În mijlocul unei lumi nelegiuite, eu produc terebința ai neprihănirii. Lucru extrem de valoros din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Un sad al Domnului. Sămânța lui Dumnezeu. Da? Plantarea pe care o face Dumnezeu în lumea noastră. A făcut-o odată în s-a stricat și acum din nou Dumnezeu își plantează semințele. Ei sunt sadul Domnului. Apoi, pietrele cu nuii lui împărătește. Oamenii aceștia sunt partea coroanei, iar coroana nu se pune pe capul oricui. Când Hristos este din lucrarea lui de mișlocitor, din Sfânta Sfintelor, și este încoronat ca împărat al împăraților și domn al domnilor, asta se face tocmai datorită și doar datorită faptului că au apărut pietrele cu lui împărătești. Nu poți să fii o piatră prețioasă în curuna ca lui Hristos când tu te scalzi încă în mociri la nelegiuiri și a păcatului. Este clar că acești oameni au fost făcuți pietre de valoare. Au devenit un mărgăritar. Și asta se întâmplă acum, deci în momentul când Hristos încetează lucrarea lui de mișlocire înainte de închiderea Harului. Da? odată cu încetarea acestei lucrări, Harul s-a închis, nu mai e nevoie de mișlocitor. Deci nu mai cu păcatul s-a pus punct. Cine este nelegiuit să rămână mai departe nelegiuit, nu mai este nicio schimbare după acest moment. Da? Apoi, mai rar decât aurul din Ofir. Aurul din Ofir era foarte prețios pentru că era foarte puțin, era foarte rar. Se găsea. Și orice lucru valoros și în cantitate mică s-a reprețuit imediat. Da? Ei, oamenii ăștia în situația asta sunt: îi voi face mai rar decât aurul din Ofir. Adică de o așa valoare, încât Universul se va minuna, se va uimi și va izbucni în cântece de bucurie. Și vor spune, în sfârșit Dumnezeu nostru a început să împărățească, pentru că mireasa Lui s-a pregătit. Oameni valoroși au apărut pe Planeta Pământ. Până acum n-au fost. Că dacă erau, nu era nicio problemă, dar până acum n-au fost. Și apoi vor străluci ca stelele în vechi și în vechi de veci. Astea sunt lucruri de o, de, o, de, o, de o importanță extremă. Nu sunt simple uh, măgulel pentru copii fără minte. Hai că tu ești bea bun, tu știi, ești deștept, lasă. Acestea sunt lucruri extrem de serioase. Oamenii aceștia așa ceva sunt. Pietrele cu unii împărătești, mai rar decât aurul din ofir, un sad al Domnului, o comoară deosebită. Și noi ne întrebăm, Păi ce e așa de important pentru guvernarea divină? Noua familie omenească. Oh, sunt niște păcătoși recuperați, au fost vindecați de păcat, bine că s-a făcut ceva cu ei. Hai, bagă în împărăție acolo, la grămadă. Ce atâta valoroși, importanți, pietrele cu unii lui aur din ofir. Fără apariția lor, marea controversă nu se încheie. Iată-ne în anul 2024 și marea controversă nu s-a încheiat. După ce spunem noi toți creștinii cu trâmbițele la gură, Hristos l-a biruit pe satana la cruce. Păi dacă l-a biruit, de ce nu se încheie marea controversă? A câștigat biruința, dar războiul continuă, nu? Și nu numai că războiul continuă. Dar Azazel e păcale să facă mari ravagii pe planeta Pământ și, cu, și în poporul lui Dumnezeu. Păi asta nu mi se pare un, un dușman înfrânt. Este adevărat că Hristos l-a înfrânt pe satana în ceea ce privește scopul lui Dumnezeu cu acea generație. Adică Dumnezeu dorea să demonstreze că omenescul unit cu Divinul nu comite păcat. Hristos a demonstrat toată viața lui și a rezistat tuturor ispitelor lui satana de a-l face să se despartă de această unire cu Divinitatea. Și satana spera că, prin condamnarea la moarte pe cruce, îl va speria atât de tare pe Hristos încât va zice: Tată, hai să găsim o soluție să, să nu beau paharul ăsta. Și l-a făcut? Nu l-a făcut? Hristos n-a spus în, în grădină? Tată, te rog dacă se poate, ia de la mine paharul ăsta. Adică, n-aș vrea să mă despart de tine. Nu găsim o soluție? Hai să găsim ceva. Satana abia aștepta. Hristos n-a spus așa. Hristos a spus, totuși, deci aici stop la ce am spus eu, da? Facă-se nu voia mea, ci voia ta. Vreau să împlinesc voia ta, Dumnezeule. Ei, Dumnezeu trebuia să demonstreze în final, chiar cu amenințarea de moarte pe cruce, că acest iubit fiu al său, pe care l-a ales să fie conducătorul Universului, l-a așezat pe un tron, rămas vacant și a dat o coroană acesta va rămâne credincios loialității legăturii lor până dincolo de moartea de cruce. Și Satana l-a pus pe cruce ca să se răzbune. A văzut că nu e posibil să răstoarne, s-a răzbunat și a vrut să-l vadă omorât și dispărut de pe planeta Pământ. Și a fost lăsat să o facă. Dar Hristos nu l-a părăsit pe Tatăl în demonstrarea scopului său etern. Da? Și de aceea oamenii aceștia care Acum, privesc la Hristos, înțeleg dorința și intenția lui Dumnezeu cu ei și acceptă invitația de nuntă, vor fi transformați într-un popor care cântă o cântare pe care n-a cântat-o nimeni. Vor avea o experiență pe care n-a avut-o nimeni. Nimeni n-a fost scos din mocirile la păcatului și făcut partaj natură divină în toată istoria Universului. Au fost oameni care au fost părtași natură divină, s-au despărțit și au căzut în groapa păcatului. Dar să scoți din groapa păcatului pe cineva, în istoria Universului nu a existat așa ceva. Și nu va mai exista. De aceea ei cântă o cântare nouă pe care nimeni nu poate învăța. Nu despre acest grup vorbea Ellen White când spunea că fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină? Ba da, exact la ei se referă Sora White și noi despre ei vorbim când spunem în Apocalips 14, înainte să apară cele trei soli ni se explică care este cheia acestor trei soli îngerești. Dumnezeu pregătește prin ele un grup de oameni care vor avea o experiență complet nouă pe care nu o va avea nimeni. Și acum, de ce spunem noi neapărat că este ceva excepțional cu ei? Pe de o parte, așa cum am spus, este excepțional că au fost uniți cu divinitatea, dar mai este ceva. Ei sunt unicul grup de oameni în viață, nu vorbim de morți, da? de oameni în viață care sunt, trăiesc în generația lor, în prezentul actual, în momentul acela când se, când se va întâmpla acest fenomen, când ei vor fi făcuți două lucruri de care n-au fost făcuți nici măcar Domnul Hristos. Deci ei sunt într-o categorie și mai specială decât Domnul Hristos. De ce? Sunt făcuți pe picioare în viață în timp ce trăiesc părtași în natură divină, deci în templul inimii lor se întoarce Duhul Sfânt, legea păcatului și a morții este scoasă afară și este așezată legea Duhului de viață, ăsta este primul lucru nou și deosebit pe planeta Pământ, dar acum vine un lucru și mai deosebit. Și anume, Oamenii aceștia, în timp ce sunt în viață pe picioare, vor fi glorificați. Adică, corpul lor va fi schimbat din corp supus putrezirii în corp nesupus putrezirii. Asta e limbajul biblic. În limbajul nostru actual, noi spunem așa: Ei vor trece de la corpurile acestea hardware la corpurile software ale îngerilor. Pentru că îngerii sunt duhuri slujitoare. Adică, sunt software. Sigur că, sigur că sunt ființe independente și cu personalitate. Pot să apară cum doresc. Când au apărut îngerii la Avram, au apărut ca doi oameni. Dar nu ca doi oameni aparent, adică așa i-a văzut Avram. Ca doi oameni reali. De deci ce i-au modificat corpurile lor? Din corpuri software? Asta zic eu că este puterea formidabilă a sistemului de operare divin. Capacitatea de a, a fi ceea ce îți dorești și e nevoie la un moment dat. Ce-ți dorești nu este să stai capricios. Vreau să apăr altfel. E nevoie de tine într-un anumit concept, de exemplu, într-o alt, într altă lume, cu alte ființe din Univers. Îngerii apar în forma acelor ființe. Comunică cu ei, vorbesc cu ei, dar ei se pot transforma oricând în altceva. Îngerii de la Avram au mâncat împreună cu el mâncare pregătită de servitorii lui Avram. Nu s-au prefăcut. N-au stat la masă și duceam mâna la gură și Avram credea că îi mănâncă. Nu, erau oameni care mâncau mâncare omenească. Aveau stomac, aveau intestine. Când și-au terminat misiunea la Sodoma, s-au transformat în îngeri și au plecat acasă. Și plecatul ăsta nu înseamnă că s au urcat într-o navă spațială și și-au pierdut, nu știu, câți ani lumină să ajungă înapoi în patria lor. Instantaneu au fost acolo. Da. Asta este puterea formidabilă a sistemului de operare divin pe care noi îl numim Duhul Sfânt. Da? Ei, avem de a face cu o categorie de oameni care vor trece printr o experiență pe care nici Hristos n-a gustat-o. Pentru că Domnul Hristos, da, a fost făcut partaj în natură divină, dar n-a fost făcut partaj în natură divină în timp ce era matur și conștient. A fost făcut partaj în natură divină în timp ce era în pântecele mai, mamei sale s-a născut unit cu divinitatea. N-a experimentat această unire plecând de la mocir la păcatului, ca noi. Și apoi, Hristos n-a fost făcut, n-a fost glorificat în viață, în timp ce era pe picioare. A înviat în noul trup. A fost chemat din mormânt glorificat. El, el nu -a, nu, -a, nu a fost chemat la viață tot așa cum a fost, Om, și apoi Domnul să spune, acum pentru că ai biruit și ai trecut prin asta, te transform în corpul pe care o să-l ai în viitor. Nu. Am viat glorificat. Și am mers la ucenici și a trecut prin perete, n-a intrat prin ușă, dar după aceea a mâncat mâncare ca ei, ca îngerii de la Avram. Ok? Deci, Domnul Hristos n-a trecut prin experiența acestor oameni. Cu ei se întâmplă ceva și mai spectaculos. Adică, după părerea mea, așa, sau în limbajul omenesc, Dumnezeu plusează și spune, am să fac cu voi ceea ce n-am făcut nici cu fiul meu. Am să vă fac părtași de natură divină în timp ce sunteți în viață și am să vă glorific, vă schimb trupul de la muritor la nemuritor în timp ce sunteți în viață, fără operație, fără anestezie, fără nimic. Așa, direct, cum stați pe picioare sunteți oameni și în secundă următoare sunteți îngeri. Pentru că el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Și așa cum are loc glorificarea și cum frații recunosc că glorificarea se va face într-o fracțiune de secundă la porunca divină, eu îi întreb de ce nu vor să creadă că și nunta se va face tot așa. Unirea omenescului cu divinul la Marea Zia Ispășirii înainte de închiderea Harului. Care ar fi problema? De ce n-ar putea Dumnezeu să facă lucrul ăsta? De ce îi cereți o viață întreagă de sfințire ca să poată să unească omenescul nostru cu Divinul Lui când la glorificare îi permite să facă într-o secundă? Iar eu spun că glorificarea e mult mai complicată decât unirea cu Divinitatea. Că la unirea cu Divinitatea, Duhul Sfânt vine să instalează în templul inimii în tabernacole care deja au cerut de mult timp această venire. Deci ei au dorit-o cu tot sufletul. Exact. Duhul Sfânt vine și se instalează. Dar să transformi un corp din ăsta, supus putrezirii, cu organele lui, cu toate sistemele, dintr-o dată la un corp software și totuși să rămână conștiința, caracterul, personalitatea, trăsăturile de caracter specifice, modul de abordare, de vorbire, de... asta este o lucrare formidabilă. Dacă se poate într-o clipă la porunca divină, de ce nu se poate nunta la porunca divină? Martorul credincios afirmă că biruitorii din Laodicea vor sta împreună cu el pe tronul Universului. Aceasta nu este un lucru mărunt. Este vreo justificare pentru un altul destin descris de Hristos aici? Cu siguranță. Eu cred că există motive serioase pentru care cerul îi onorează atât de mult. Nu cred că o face așa din galanterie, bă băieți bine pentru că m-ați onorat în a marii controverse și a fost de partea noastră, uh, hai, veniți aici într-o funcție specială și deosebită împreună cu mine pe tronul tatălui meu. Când Hristos spune cei care vor birui din Laodicea, nu se referă la alte generații. Deci nu e vorba despre toți locuitorii Pământului care vor fi mântuiți. Vorbi despre cei din Laodicea care au biruit politica îngerului bisericii Laodicea care spunea mulțumim frumos, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsa de nimic, am tot ce trebuie. Nu, aceștia au înțeles că n-au tot ce le trebuie, au acceptat invitația martorului credincios și au primit de la el aur de doctorie. Da? E, acestora, Hristos le spune, deci cei care veți birui ca mine, pentru că eu așa am biruit, eu n-am avut de a face cu biruință de genul ăsta, nu lua, nu gusta, nu atinge, nu fura, nu minți, nu cu de-astea am avut probleme. Eu am avut probleme dacă mai stau unit cu Tatăl sau mă despart în fața presiunilor împăratului acestei lumi. Voi ați avut presiuni să nu vă uniți. <gură> Au fost asupra umerilor voștri poveri formidabile să nu cumva să faceți pasul ăsta spre panteism, să, să vină Dumnezeu să lucrească în voi. Asta este o aberație. Pe planeta Pământ nu acceptăm așa ceva, spun stăpânitorii acestei lumi. E împotriva conceptelor și principiilor noastre de civilizație umană. Nu ne trebuie așa ceva. Noi vrem să rămânem oameni. Nu ne trebuie corcituri, hibrizi. Asta este un pericol pentru civilizația umană, spune ei. Hristos spune, voi cu presiunile astea formidabile, amenințați în toate felurile, nu cumva să faceți pasul în direcția scopului etern al lui Dumnezeu, pe voi vă invit pe tronul meu așa cum tatăl m-a invitat pe mine pe tronul lui sunteți înfiați în familia lui Dumnezeu. Nu sunteți ca ceilalți îngeri. Nu, nu. Voi sunteți parte a familiei divine. asta este un lucru excepțional. Și pentru asta, eu cred că sunt motive extrem de serioase. Primul dintre ele, înainte vreau să explic un lucru, ca să fie clar și să nu avem dubii că vorbim despre altceva când s-a produs rebeliunea în cer, satana a propus prietenilor lui îngeri că există o altfel de existență în afară de asta gândită de Dumnezeu, care ar duce la o mai mare prosperitate și bunăstare în împărăția lui Dumnezeu. Și anume, despărțirea de Duhul Sfânt care locuiește în ei. El spune așa, noi toți suntem sfinți, nu putem greși. Deci avem viață perfectă în noi înșine. De ce atunci trebuie să locuiască Duhul Sfânt în noi? De ce avem legea instalată în noi? El spunea, eu cred că acesta este un sistem de control și de sclavie. Dumnezeu vrea să ne mențină în această postură de făpturi create care nu aspiră niciodată la locul și poziția lui de Dumnezeu. Iar noi prin naștere suntem Dumnezei. Numai că nu suntem lăsați să evoluăm acolo, să ajungem acolo. Dar noi toți, sunt, voi toți sunteți Dumnezei și veți ajunge ca Dumnezeu dacă scoateți din voi piedica asta. Sistemul ăsta de control și de sclavie. Așa a câștigat a treia parte dintre îngeri. Și apoi pe pământ exact același limbaj a fost. Dacă voi veți renunța la prezența asta, a unirea asta cu Dumnezeu, veți ajunge ca Dumnezeu. Adică Dumnezei. Eu spun că oamenii ăștia din ultima generație sunt participanți la experimentul global de a produce Dumnezei. Deci ei au participat la operațiunea asta a lui Satana de a demonstra Universului că ființele despărțite de Dumnezeu, descăpate din tirania asta a divinității, prin destinul lor ajung neapărat Dumnezei, toți. Și oamenii ăștia vin în această experiență. Noi am fost sub presiunea de a evolua, de a deveni mai buni, din ce în ce mai buni, până când ajungem de săvârșirea. Da? Singularitatea, cum spun ăștia cu transumanismul. Momentul în care ai ajuns la unitatea cu divinitatea, la, la unitatea cu absolutul, zic ei. Da? Și oamenii aceștia vin cu experiența asta formidabilă a presiunii impunerii unei guvernări alternative în familia lui Dumnezeu. Asta nu e puțin. Experiența asta nu are nimeni în univers. Ei au văzut ce se întâmplă. N-au trăit-o. Îngerii din cer, îngerii lui Dumnezeu buni, care au privit toată scena de la căderea lui Adam încoace, au participat ca spectatori într-o sală. N-au fost pe scenă. Oamenii ăștia au fost pe scenă. Oamenii ăștia au gustat nelegiuirea până în cele mai adânci străfunduri ale ei. Oamenii ăștia au văzut presiunile asupra rasei umane să ajungă la desăvârșire, la perfecție, la comportament acceptabil prin constrângere, cu forța. Pedepse, amenzi, pușcărie, pedepse cu moarte. Da? tot felul de metode și încercări de a duce omenirea acolo unde a promis satana în grădina Edenului. Veți ajunge ca Dumnezeu. Și acum a scos după că ultima lui carte, Transumanismul. Deci trecem de la umanitate la digital. O copie idiotă a propunerii de fapt originale a lui Dumnezeu. Nu veți mai fi umani, veți fi ca îngerii, spunea Hristos, da? Deci, trecerea la software. E bine, Satana vrea să facă același lucru cu oamenii. Doar că pe calea tehnologiei acestei lumi, a pomului cunoștinței binelui și răului. Deci, de ce sunt importanți acești oameni ajunși în împărăția lui Dumnezeu? Pe de o parte, au trăit cu inima lor și cu sufletul lor acest experiment, și uh, ei au căpătat experiența asta, a ce înseamnă să te opui lui Dumnezeu și să încerci să ajungi ca El pe alte căi. O asemenea experiență nu are nimeni. Și apoi, al doilea lucru foarte important de, despre ei, ei s-au ridicat împotriva acestor tehnici. Le-au contestat, au avertizat omenirea că nu este calea corectă și au avertizat omenirea despre calea corectă pe care o propune Creatorul. Ei s-au împotrivit până la moarte. Deci au rezistat ispitei chiar sub acuzația de moarte, dar nu moarte în sensul ăsta că te împușcă și la revedere. Nu. Până la moartea lor veșnică. Adică să-și piardă mântuirea. Oamenii ăștia nu au făcut din mântuire țelul lor suprem. Ei au făcut din, din viața lor ca cel suprem încheierea marii controverse. Cu orice risc. E posibil că eu să fiu pierdut. Nu este importantă persoana mea. Da? Ei nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Iar eu spun până la moarte veșnică. Adică n-au spus, uh, eu sunt dispus să mor aici pentru cauza lui Dumnezeu, dacă o condiție, să o capăt pe altă. Întreb și eu, cine nu vrea să-și piardă viața asta dacă e sigur că o capătă pe altă. Imediat. Oameni dintre noi, așa stricați cum suntem, se duc la moarte cinstit deschis pe front, murind ca eroi, ca să-și apere colegii. Eu am văzut cazuri de astea chiar acum recent. Sunt oameni care spun: Știu că o să mor, dar mi-apăr îmi apăr băieții. Și stau aici până, până fug toți și se ascund, chiar dacă pe mine mă împușcă ăștia din față. Au fost cazuri din astea. Chiar recent au fost cazuri, războiul din Ucraina, cu soldați sau gradați care s-au aruncat în aer după ce au, au apărat pe colegii lor să, să scape. Și au detonat o grenadă ca să nu capte vii în mâna vrăjmașilor. Deci, oameni care renunță la viața asta sunt pentru orice motiv. Și pentru scopuri politice, au murit oameni la canal pentru concepte politice. Putea să zică, bă, nu ce -mi care mișcarea, un partid sau altul. Nu, nu, oamenii au spus, asta este calea și eu nu renunț la ea. Și au fost dispuși să moară pentru asta. Păi, pentru cauza lui Dumnezeu să-ți dea mântuirea, e ușor să renunți. Nu, oamenii ăștia au fost dispuși să riște pierderea lor veșnică pentru cauza lui Dumnezeu. Asta face din ei o rasă cu totul și cu totul specială pe care Domnul Hristos o onorează cu poziția de gardieni ai neprihănirii în lumea viitoare. Și ei vor fi cei care vor explica tuturor celorlalți ce nebunie amarnică este să încerci o altă alternativă la guvernarea divină. Pentru că guvernarea divină nu a ales această variantă de conducere din motive de uh, dictatură. Nu vreau să miște nimeni în front, hai să construim ceva în care tot să supun fără să cârie. Nu, este singura cale prin care vă pot da eternitatea mea. Nu pot să vă țin în viața etern decât Dându-vă ceva din mine, m-am rupt în bucăți pentru voi, m-am frânt pâinea vieții, m-am frânt pentru viața voastră, prieteni. Nu o fac din interese egoiste. E, oamenii aceștia sunt primii care recunosc, alături de da, eroii credinței din toate veacurile, care recunosc deschis, la scenă deschisă, că împărăția lui Dumnezeu nu este una tiranică, așa cum am trăit noi aici, Că nu se urmărește sugrumarea individului sau a vocii lui, că fiecare are dreptul să se exprime, că fiecare contribuie cu capacitățile lui la frumusețea și bunăstarea noi împărății, și că nu este nimic prin constrângere sau prin poruncă. În împărăția lui Dumnezeu, eu am convingerea 100% că nimic nu se face prin decrete venite de la guvern. Cetățenii înțeleg nevoile și se oferă. Asta e calea corectă iar tatăl le pune la dispoziție puterea lui formidabilă să facă ceea ce și-au propus și-și doresc. Eu am convingerea fermă că planetele locuite de ceea ce noi numim astăzi lumile necăzute din alte informații și lipse de termeni, au fost produse și create de îngeri, nu de Dumnezeu direct. El a pus la dispoziția lor întreaga lui putere creatoare. Ei sunt duhuri slujitoare, ei fac treburile împărăției. Nu le face tatăl? Pe pământ, ori de câte ori Dumnezeu a vorbit, au fost niște îngeri care au venit și au vorbit. Ei reprezentau divinitate. Ei lucrau pentru divinitate. A fost dispoziția lor. Nu ei stăteau și cântau și a venit ordinul de la guvern. Băi, hai, doi, și fuga, marși pe pământ că avem o treabă. Nu funcționează așa în împărăția dragostei. În dragoste nimic nu se impune. Înțelegi nevoia și te oferi. Altfel nu e dragoste. Altfel e control și stăpânire. Ori împărăția lui Dumnezeu nu funcționează în acest fel. De aceea eu spun că noi avem de a face aici cu un grup de oameni, cu totul și cu totul excepționali, care sunt făcuți părtași natura divină în timp ce sunt în viață, deosebit de Hristos, sunt glorificați în timp ce sunt pe picioare și sunt apreciați pentru experiența și expertiza pe care au căpătat-o în mijlocul nelegiuirii. Ei vin din, din mijlocul, din, din, stufosul copac al pomului cunoștinței binelui și răului, pe care l-au cunoscut detaliat, l-au văzut cum funcționează și îl blamează categoric. Nu este o soluție pentru ființe vii. Acesta este un sistem de sclavie și control, de heirup inutil, de promisiuni de șarte care peste două decenii se dovedesc mortale. Da? Vrem să facem, eu am trăit perioada când se cânta industrializarea cu petrol, cu cărbune, cu trenuri, mașini, agricole. Vai de mine, erau era dar venit din cer. Astăzi societatea constată că a fost foarte rău ce am făcut și că am stricat foarte mult planeta și populația și lumea. Și, da? E, asta este pomul cunoștinței lui și răului. Din mijlocul lor, acești oameni au fost coși și ei condamnă vehement acest pom al cunoștinței și în timp ce erau pe pământ, sub cupola lui Cabot și sub ramurile acestui blestemat copac, ei au văzut în pomul vieții soluția, au iubit-o, au predicat-o, au trâmbițat-o, au avertizat lumea despre valoarea excepțională acestei căi simple oferite de Dumnezeu pentru viață, fericire și bunăstare și au primit-o cu toată inima lor atunci când Dumnezeu a hotărât să le ofere. Acestor oameni, eu le spun de acum felicitări, ați fost salvatorii civilizației, ați fost salvatorii Universului, pentru că marea controversă a luat sfârșit datorită faptului că voi ați răspuns invitației de nuntă. Sigur, nu este meritul vostru. Nu e nunta voastră și n-ați făcut-o voi. N-ați inventat voi invitațiile. Dar ați făcut un lucru esențial, fără de care nu se putea încheia marea controversă. Ați răspuns invitației de nuntă cu un categoric venim cu mare bucurie. Acestea sunt oamenii pe care eu astăzi îi admir, îi încurajez, îi stimez, îi ajut să-și înțeleagă destinul, să-și înțeleagă menirea excepțională și să răspundă acestei chemări de a deveni un popor al lui Dumnezeu fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, chiar dacă eu n-am să fiu între ei. Aceasta este moștenirea mea și scopul vieții mele. Nu cred că există ceva mai valoros și important decât așa ceva.